Bine, bine ai găsit. N-a fost eclipsă în weekend? Ba, a fost eclipsă, dar să știi că cel mai important fenomen este cel legat de Perseide. Perseidele. Da, ploaia de meteori sau meteoriți. De ce? Pentru că se spune că atâtea stele câte vor cădea, atâtea dorințe putem să ne punem și să ni se îndeplinim. Am văzut 60. Și fără să văd. Am văzut 60 în 2 ore. Bravo! Oleu! Foarte tare. Dai seama, pentru fiecare minut dintr-o oră, tu ți-ai tot pus dorințe. Ce înseamnă asta? Ia să vedem ce înseamnă asta și cum... Mai avem și Crainou. A, da, și asta e important. Dai să vedem cum afectează toată treaba asta. Berbecul este susținut datorită faptului că ploaia de stele este în leu, în zona sentimentală. Deci cei care au anumite chestiuni legate de suflet, de iubire, vor traversa o perioadă în care multe din dorințele lor adânc ascunse vor ieși pot la suprafață. Prinde contur, vor ieși la suprafață exact cum vor ieși și secretele, că eclipsele astea fac scot la lumină secrete din existența noastră. Asta cu berbeci, taurii. Taurii sunt și mai tari. De da. Ce? Pentru că fiind cornute mari, da, vor face în așa fel încât într-o astfel de perioadă să facă, să găsească soluții din punct de vedere financiar, soluții legate de casă, familie sau de carieră. Minunat! Gemenii, Mercur este în continuare oarecum debusolat, așa? Gemenii sunt într-o perioadă în care trebuie să cântărească foarte bine deciziile, pentru că eclipsele vin cu tot felul de tensiuni, inclusiv în plan personal și social. Am înțeles. Racii sunt... Ce se întâmplă la noi? La raci? Ești rac? Da. A, ce drăguț! Este Crainou. Și da, asta înseamnă că... Lună nouă înseamnă noi începuturi. Iată! Atât în... Da? Vezi? Vezi? Nou început. Bun. Trebuie să mă cred. Din toate punctele de vedere, atât profesional, cât și în plan afectiv și emoțional, pentru că eclipsele și ploaia asta de meteori face în așa fel încât sentimentele să facă precum bulele de la șampanie, știi? Deci foarte bine, totul da. Foarte... Lei sunt vizați în mod direct în perioada asta. Soarele suntem în zodia lor. Da, sigur. Unii vor fi foarte sus, vor atinge stelele, cum să spune, vor zbura pe cai, cum e Pegasul, alții vor fi îngenunchiați de tot felul de decizii deci, pe care le-au luat în plan personal. Ori sus, ori foarte da, jos. Fecioarele. La extreme. Fecioarele sunt și ele bine susținute în plan financiar, dar vine perioada cu decizii legate de planul profesional, iar la unele cu tot felul de schimbări, de tensiuni în zona sănătății. Aha, atenție. Să aibă grijă cu sănătatea. Da. Balanțele. Balanțele sunt puternic influențate de perioada aceasta, pentru că Venus este la putere și face în așa fel încât balanțele să-ți găsească liniștea, echilibru, armonia, numitorul comun la ceea ce înseamnă chestiunile personale de viață. Deci în plan personal. Scorpioni. Da, scorpionii sunt într-o zonă în care Jupiter îi susține în continuare, dar este într-un aspect de cuadratură cu axa de destin. Asta înseamnă că unii scorpioni vor avea o ascensiune bună, vor avea o perioadă liniștită, de lumină, cu asta zâmbete și meu, bucurii da. Noaptea, cum se spune. Iar alții vor avea în zona diurnă. De ce? Pentru că luna nouă, aceasta cu noile începuturi, le dă o stare de spirit pozitivă. Săgetătorii sunt și ei susținuți din toate punctele de vedere și mai ales în zona călătoriilor, în zona comunicării. Se întâlnesc cu prietenii, cu prietenele la un pahar de vorbe, fac în așa fel încât să îmbine utilul cu plăcutul. Minunat! Capricornii? Capricornii trebuie să... De ce? Căci eu sunt capricorn. M-am activat un pic, da. Bravo, atenție. Unele primesc și unii un plus de magnetism de la aspectele care sunt acolo, dar și de profundă
profunzime, alții pot avea probleme de sănătate, Vărsătorii sunt susținuți în plan sentimental, în plan personal, în plan afectiv, relaționează foarte bine cu cei din jur, cu care intră în interacțiune, iar peștii sunt într-o perioadă în care tot ce ține de credință, de spirit, vor face parte din viața lor. Și aici chiar aș vrea să spun că s-a anunțat deja canonizarea lui Arsenie Boca pe data de 28 noiembrie. Iată ce fac eclipsele și perseidele, cum ne aduc sfinții în viața noastră. Asta zic, ce bine! Mulțumim, Mariana Cojocaru! Mulțumesc și eu! Bine că am aflat